După ce a efectuat un audit la 4 programe operaționale, care s-a încheiat pe 17 iulie, Comisia Europeană a informat autoritățile române că va întrerupe plățile la 2 programe structurale până la clarificarea situației. Este vorba despre una din cele 4 axe ale programului operațional Transporturi și una din cele 5 axe ale programului pentru competitivitate economică. În județul Suceava există 10 de proiecte cu cofinanțare pe transporturi, dintre care cel mai important, în valoare de 167 de milioane de lei, este cel privind aeroportul Ștefan cel Mare de la Salcea. Pe programul de competitivitate economică, în județul Suceava se derulează 49 de proiecte depuse de mai multe firme private, dar și de Universitatea Ștefan cel Mare sau de Consiliul Județean. Nu toate proiectele însă sunt blocate, ci doar plățile pe cele 2 axe indicate de comisie, care nu au fost făcute încă publice. Statele membre își verifică singure proiectele ca principal sistem de control. Autoritățile române s-au autosesizat în legătură cu existența unor probleme în verificarea cheltuirii banilor pentru aceste programe. Doar că Bruxelles are rezerve privind funcționarea sistemului român de gestiune și control. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, s-a aflat zilele acestea la Bruxelles în discuții cu Comisia Europeană pentru a minimaliza impactul acestei situații asupra României.